Prețul tot mai mare la carburanți frige la buzunare și deputații, în special cei care dețin automobile. Unii se arată îngrijorați de tarifele care nu dau înapoi, în timp ce opoziția arată cu degetul spre guvern, sugerând că sunt soluții pentru a ține prețurile sub control. Deputații din majoritatea parlamentară crede că este nevoie de răbdare. Когда правительство шумит по поводу нефтяников, что они продают так и так, у правительства есть всего два инструмента, которым оно может влиять на прессу, тем более в сезон. Значит, первое – это акцизы на топливо, они фиксированы. Второе – это НДС. Вы не вестер в обате ла бузунар прецул карбурант? Eu umblă cu transportul public, umblă pe jos și umblă la volan și eu sunt realist. Privitor la prețul la carburanți, vă bate la buzunar? Evident că orice cetățean nu bate la buzunar. Mă bate. Dar cât este prețul la un litru de motorină? Dar mai aveți un pic de răbdare. De ce săriți așa și nu săriți în altă parte când știți de ce am eu în vedere? Sărim, să avem răbdare. Ia săriți acolo mai întâi. Unde vă referiți? Acolo unde televiziunea săraca e în pericol. Ia că acolo săriți mai întâi. Da. Salvați televiziunea. Dar prețul la carburanți nu e în pericol? Vorbitor. Aveți un vorbitor mai documentat. Prețul nu e în pericol? A? E pericol. E pericol și la pâine și la celelalte, dar aveți un pic de răbdare. Desigur, este o problemă pentru toată populația. Și în rândul populației există și deputații. Chestiunea, eu aș separa, chestiunea transportului pentru deputați este stabilită de ani de zile, nu de anul ăsta. Și este vorba de transportul de servicii, dacă vă referiți la compensația, să se face pentru lipsa sau refuzul de a folosi transportul de servicii împreună cu pasageri. Ca pe toată lumea, nu este diferent. Deci eu nu cumpăr la alt preț decât cumpăr cetățenii. Exact aceeași abordare este pentru toată lumea. Aud și aud de la bunica mea că prețurile au crescut. Văd. Ce pensie are bunica dumneavoastră? Aproape 1000 de lei. Și slavă Domnului că bunica mea ne are pe noi, pe mama, pe mine, pe fiul ei, ca putem să o ajutăm. Altfel, noi înțelegem că e foarte complicat să trăiești în țara noastră, fiind pensionar, fiind persoana care a construit țara noastră.